Bună dimineața cu voce! Ultima oară când ne-am auzit nu eram chiar atât de voioasă, mă refer la voce. Mergem acum să luăm mâncare pisicuțelor pentru că Iris a rămas fără total. Încă mai am așa un pic o răgușeală, o vedeți, o simțiți cel mai probabil. Dar e din ce în ce mai bine și o să fie mult mai bine mâine. Am făcut o comandă la Freshful pe care am filmat-o pentru vlogul trecut, dar am făcut un voiceover, un ASMR și mi-am dat seama că mie nici nu-mi place ASMR-ul oricum. Și am făcut așa un voiceover șoptit și am zis lasă, nu mai pun, că oricum se aude ca naiba. Pentru că am luat toate ingredientele cu gândul să fac o salată de pui cu orez, cu mango și cu portocală. Nu știu exact ce gust va avea, dar aș vrea să facem un chef Madi așa, ca la carte, pentru că ne-am... Opa, ne mai vedem deloc. Pentru că dacă n-am avut voce și nu am vorbit zilele astea, nici n-aveam ce să... Am stat mai mult așa. Am redescoperit jocul World of Warcraft cu Mirela, pe care îl joc. Doamne, m-am jucat așa aseară, m-am jucat așa cum două zile, Mirela m-a convertit. Și m-am jucat așa pe mut cu ea, dacă n-am avut ce să fac în timpul ăsta, nu puteam nici să vorbesc, nici nimic. Și am zis că astăzi o aducem la viață pe Chef Madi, am și găsit rețeta asta interesantă în timp ce am răsfoit și cărți. Că dacă am fost pe Silent, m-am jucat, am răsfoit cărți, cam asta am făcut. Numai bine, au fost cele mai fericite zile ale iubitului meu din ultimii 4 ani. Nu iubit? Da, aproximativ. Mai mergem la karaoke. Da, mai mergem și eu o să mai aibă zile din astea fericite. Vai, de ce soare e. Da, ne ducem să luăm... Păi nu știu, că aici e prăvălia animalelor, mai încolo. Mai încolo, da. Parchează între Mega și între prăvălia animalelor. Că dacă au trecut zile... Dacă au trecut zile multe de la... De când am pus comanda Freshful, evident că am făcut din carnea aia de curcan șnițele multe făcute la cuptor, din care am mâncat în fiecare zi, vreo 3 zile ne-am ținut. Opa. Și acum am nevoie de altă carne pentru salată și am zis că dacă tot ajungem la prăvălia animalelor, hai să trec și pe la Mega aici în zonă. Mi-am regăsit săculeții de la Mega pe care îi aveam și mai am unii pentru legume și fructe acasă și îi port de fiecare dată în plasa cu care ies la cumpărături. Gata, cam astea sunt cumpărăturile, o să vi le arăt acasă. Am luat și dorada pentru că am comis-o și am luat opt grillul, îl desfacem acasă. Am luat și un dovleac, să-mi fac dovleac copt cu miere și scorțișoară și feta. Și acum vrem să luăm și niște Fanta Zero și mergem către casă. Astea sunt toate cumpărăturile, hai să mergem în bucătărie. Bine, ne-am regăsit acasă! Asta este cartea de unde face dormirea de vocea mea și să fac toate trilurile astea. Asta e rețeta, asta este cartea, este... The Complete Book of Main Courses din World's Most Popular Recipes. Pui cu mango salad și cu orez cu portocale. Așa ar trebui să arate. Dar imediat o să ne apucăm de ea. Am toate ingredientele absolut și așa se prepară. Atât mă deranjează în momentul în care urmăresc rețete din astea scrise că parcă e mai ușor la video. Parcă mai ușor te prinzi de ce ai de făcut când vezi un video. Dar vreau să o încerc pentru că mi se par interesante gusturile. V-am zis că are și un pic de gem de piersici, spre exemplu, înăuntru și mi se pare așa combinația faină cu portocală, cu piersicile și cu mango. Cred că o să fie foarte, foarte bună, dar ne apucăm imediat pentru că avem de făcut un pic de curățenie în bucătărie, însemnând că trebuie să mut cuptorul cu microunde undeva, pentru că am luat opti-grill-ul sau aș putea să-l pun acolo pe opti-grill dacă încape, dar nu cred că încape. Și am în bucătărie, credeți-mă, ia să întorc să vedeți ce se întâmplă, pentru că e un haos general. Bine, acum am și venit de afară și am pus, spre exemplu, sticla de cola, sticla de apă tonică, un bol cu mere, mănuși, prăjitorul de pâine, cuptorul cu microunde, un prosecco, miere, toate suplimentele pe care le iau aproape zilnic. Apropo, dacă tot suntem la suplimente, uite, astea sunt toate pe care eu le folosesc. În primul rând, Yummies. Cu multivitamine de la Jim Beam sunt aceștia, ursuleții cu multivitamine. Trebuie să mai iau luna viitoare. Ăsta este
ultimul și cred că îl termin într-o săptămână și un pic îl termin, pentru că iau și eu și când iau eu, pentru că e dulce, îi dau și iubitului meu și zic, vrei un jeleu? Super! Asta e scuza noastră de a mânca jeleuri. Nu că am avea nevoie de scuze oricum, dar sunt foarte, foarte buni. Apropo de asta, să vă zic, de fapt să vă arăt care sunt produsele mele pe care le folosesc cel mai des aici în bucătărie de la Jim Beam. Sunt acestea, multivitaminele, sunt, evident, proteinele, trebuie să le găsesc și lor un loc undeva, să nu le mai urc în dulap, că de-aia și stau aici pe bucătărie. Proteinele astea cu gust de caramel sărat sunt foarte bune la gust, un pic cam dulci, depinde de gusturi. Eu sunt la al doilea borcan din asta și mănânc proteine sau suplimentez dieta mea cu proteine doar în zilele în care merg la sală. În zilele în care nu, în care am pauză, spre exemplu, că acum merg o zi, da, una nu, atunci nu simt nevoia să-mi fac un pahar cu proteine. Au gust de caramel mai mult decât de caramel sărat și sunt dulci, dar dacă pui mai mult lapte de cocos sau mai mult apă, sunt foarte, foarte bune la gust. Și nu mai sunt atât de dulci, dar asta depinde mult de tot de gusturi. Și mai am un produs super, super favorit, acest unt din caju cu cocos și cu afine. Și ciocolata albă, foarte bun la gust, dar și foarte dulce, dar extrem de bun. Eu îl mănânc așa câte o linguriță pe banană și foarte, foarte bun. Dacă nu l-ați încercat, merită să încercați. Cred că e mai bun decât untul de arahide, din punctul meu de vedere. Dacă vă place să mâncați dulce. Astea sunt produsele mele care nu-mi lipsesc de când le-am descoperit. Ia să le pun așa într-un turnuleț. Uite așa, ar trebui să stea. Apropo de asta, vă reamintesc de codul ANCA5 în cazul în care vreți să vă cumpărați ceva de pe Jim Beam. V-am arătat și produsele care revin la mine de fiecare dată. Codul ANCA5 vă oferă reducere nu la tot site-ul, la Jim Beam, la brandul Jim Beam, la Jim Beam Clothing, la Strix, Vanavita și Beastpink. Asta așa ca să vă faceți o idee. Dar astea sunt favoritele mele, dacă tot suntem aici la bucătărie. După care mai am aici, evident, suplimentele. Mai au din când în când, nu zilnic. Spre exemplu, astea, Waterloss, Glowy Skin, iarăși iau Forcapil, evident, care sunt tot jeleuri, extractul de maca pe care încerc să-l iau zilnic, dar mai uit uneori de el. Vreau acum să facem în felul următor, să scoatem de acolo tot ce este și să punem OptiGrill-ul sau să văd dacă încape poate aici, în zona asta și atunci să găsesc altundeva pentru astea, să le pun altundeva, nici nu știu, dar aș vrea să pun OptiGrill-ul undeva aici, pe bucătărie. Hai, poate încape totuși aici. Asta este cutia, e extrem de mare, așa că nu-mi dau seama dacă va trebui să scoatem tot ce e în ea. Ce, Bubi, crezi că dacă am fost la bucătărie se întâmplă ceva de mâncare? Nu se întâmplă nimic, iubirea mea. Uite cum dau eu din una în alta, dar am aruncat aici tot ce am cumpărat de la Mega. Haideți să le scot un pic și să văd pe unde le mai înghesui și după desfacem OptiGrill-ul. Hopa, avem în felul următor. Mi-am luat și un gin, care sper să fie bun. Eu țin dintr-o sticlă de gin jumătate de an lejer. Asta dacă l-aș bea doar eu. Mi-am luat un gin cu gutuie. Sper să fie bun. Am zis că dacă tot e weekend. Așa. După care am luat o bubletă, care era deja cu picioarele aici. Am luat un dovleac pentru copt. Știți că îmi place dovleacul copt și îl fac cu miere, mierea o pun la final. Întâi îl coc simplu, după care adaug niște scorțișoară, după ce l-am scos din cuptor. După care adaug și niște miere și dacă vreți extra, puteți adăuga și niște brânză feta. Din nou, încă o bubletă pe care am cumpărat-o de la magazin. Mami, dă-te puțin. Banane. Le punem aici. Așa. Bubi, mă lași și pe mami să fac aici holul. Ulei, pentru că am rămas fără ulei și am luat ulei din acesta, presat la rece de floarea soarelui. Am găsit ceva, uite asta de aici, de la Maggi, care este bază pentru mâncare cu pui și am citit eu ingredientele și nu are monoglutamat, nu are... Stați un pic să vedem. Are așa, concentrat de pui, apă, sare, grăsime de pui, extract de drojdie, extract concentrat de pui, amidon de porumb, suc concentrat de lămâie, apă, zahăr, amidon de porumb, arome și curcuma. Atât. Și mi s-a părut că are o etichetă destul de curată. Acum nu știu ce înseamnă asta arome, dar am luat pentru rețeta de astăzi și pentru supă, în cazul în care o să mai fac.
mi s-a părut interesant și am văzut că are o etichetă destul de curată și eu nu am nici vreme să fac stoc din acela de pui, nici chef, ce-i drept că poate timp aș avea. Ardei piripiri pentru mâncarea indiană, sunt ardei iuți întregi. Să-i pun pe aici ca să... Așa, ceapă aici, ceapă o pun aici, direct, poc, Fanta cu mango, wow! Am vrut să-l încercăm. Da, mami, nu am mai folosit din astea de foarte mult timp, care să dea gust mâncării, dar dacă tot mi-am adus aminte de ele și le-am văzut acolo la raft, am zis să iau și eu, care iarăși are o etichetă foarte curată, sunt legume uscate. Ia să vedem. Are așa, sare, legume deshidratate, morcov, ceapă, păstârnac, conopidă, frunze de pătrunjel, zahăr, ulei de rapiță și extract de condimente. Asta e tot. Goală punga. Na 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 na. Haide bubi să vedem ce e aici. Vine repede. Am luat versiunea XL. OptiGrill Plus XL cu tavă din aceasta pentru copt. Vai, e greuț. Asta este o tavă, cred că e asta. Sau nici nu știu. Ia să vedem. Ia uite, e greu. Să mă gândesc la OptiGrill-ul ăsta de, cred că cel puțin, de când m-am întors de la Mire. Din, nici nu mai știu când am fost. Și de când am văzut că ea folosește OptiGrill și că face pește și nu miroase deloc a pește în casă, era tot ce îmi doream și m-am tot gândit, am nevoie de el, nu am nevoie de el. Și apoi am văzut că și l-a luat și Igu, am văzut și la Denisa Sima. Hai că nu e așa de mare. Cred că are loc. Dar nu are, că trebuie să vină și tava de scurgere. Dacă ar fi fost doar el așa, ar fi avut loc acolo. Și mi-am luat versiunea asta XL, deși am stat un pic pe gânduri dacă să-mi iau versiunea mare sau versiunea mică. Și am zis, hai totuși, dacă e un pește mai mare sau dacă fac doi pești, să nu-i înghesui în cel mic. Și mi-am luat pe asta mare. Tava de copt, cred. Ăsta este cel în care se scurge grăsimea, cred. Asta e din plastic. Sigur e ăla în care se scurge. Cred că da. Și asta este tava pentru copt. Asta de aici. Și m-am gândit să le am pe toate, pentru că am văzut-o pe Denisa Sima că face la el tot felul de mâncăruri în tava asta de copt. Eu l-am luat mai mult pentru carne la grătar, pentru pește la grătar, pentru că nici nu-l mai întorci și atunci ar trebui să fie mult mai simplu. Trebuie să vă arăt unde stă Iris, pentru că s-a așezat fix pe setul meu de la H&M din lână și între cele mai pufoase blănițe din univers. Stați un pic. E bine acolo, mama? Între toate blănițele astea, ia să te văd. Ești pe setul de lână? Da. Păi cum să nu fii tu pe setul din lână și pe pufoșenile astea de aici? Normal. Unde crezi, mami, că mă așez eu? Eu știu ce-i bun și ce-i frumos. Dar ce-i cu boticul ăsta așa ud? Ce s-a întâmplat? Unde l-ai băgat? Unde ai băgat boticul tu? Ai băut apă? Cred că a băut apă. Sper să nu fie stresată sau ceva. Dacă s-a băgat aici. Sau poate e stresată că am deschis eu cutia asta și am făcut dezastru. Ești cea mai frumoasă pisică din univers. Tu. Foarte frumoasă. Ești frumusețe. Sper să nu fii stresată, nu? Ce-i cu boticul ăsta aud până la ochi, măi, mami, măi. Da, I love you. I love you, boticuțul meu, boticelii meu, ce năsuc rece ai. Doamne, ce năsuc roz. Zici că e năsuc de porc, măi, mami. Ce acolo? Păi nu e aici bentița aia pe care o tolingeai tu și cu care te jucai? Te lasă să te joci cu ea, mami. Poți să faci ce vrei tu. Mami, de ce muși din alea? De ce mănânci spumă din asta de ambalaj? Spune repede că te prind. Trebuie să le bag eu înapoi în cutie, că nu bia atentează la astea. A luat obiceiul de la Cleo. Mai știți când mânca Cleo confeti și le vomita apoi? Trebuia să am grijă de fiecare dată când dădeam cu confeti în casă să le și aspir, să le mătur, ca nu cumva să le mănânce. Mânca orice era plastic și foșnea. Ia să vedem. În acest dezastru de la bucătărie am pus OptiGrill-ul. El încape aici, totul e ok, dar problema este că nu cred că mai încape tava asta de scurgere.
Ok, încape aproape la fix. L-am mai dat eu un pic așa. Ca să... Nu, nu cred că e bine. Dacă îl las așa, încape, problema e că tava asta intră un pic pe plită, ceea ce ar fi ok, pentru că aici nu se încălzește. Plita se încălzește doar în jurul, în jurul cercului. Oricum, ideea este că încape aici, asta este super. Până la urmă m-am învârtit, m-am sucit, pun puiul, l-am feliat, l-am asezonat cu sare și cu piper și îl voi pune în tigaie, ceea ce înseamnă că voi nu mă vedeți. Stați un pic, stați că s-a și încins uleiul, ar trebui să vă dau un pic mai așa, oricum nu o să vedeți, dar măcar... Hopa! Puiul trebuie gătit simplu în rețeta asta. Eu oricum o să vă las rețeta, ținând cont de faptul că eu o am aici în carte. O să vă las în descriere ca să vedeți ce și cum. Puiul trebuie gătit înainte, v-am spus. Doar cu sare, piper, n-am pus alte condimente pe el. Și-l las să se facă puțin. Ce voiam să vă zic este că zilele trecute am văzut o idee super, super interesantă, dacă tot suntem aici la bucătărie. Știți că eu mă tot uit și îmi salvez de pe Pinterest idei de mobilă, ce să facem, cum facem. Lucrurile merg foarte încet, pentru că nu e ca și cum suntem presați de timp. Dar tot adun idei și am văzut o priză, de fapt un sistem cu o priză care iese așa din mobilă. Spre exemplu, uite cum e aici. Iese așa de aici, din colț, și mă gândeam că e super, super interesant să pui, să bagi mixerul în cazul în care vrei să faci prăjituri sau mai știu eu ce. Pentru că la noi, cel puțin aici la bucătărie, sunt doar prizele astea două. Două și atât. În care am băgat cuptorul cu microunde și prăjitorul de pâine. Și treaba asta cu o priză ascunsă care iese din mobilă, chiar mi s-a părut o idee bună. Cred că o să o aplicăm și noi. Să știți că e pentru prima oară când gătesc rețeta asta. Cred că deja v-ați obișnuit cu asta. N-am mai făcut-o până acum. Am răsfoit cărțile astea cât timp nu am avut voce și mi-a plăcut foarte, foarte tare ideea și cred că gusturile vor fi foarte bune. Între timp, în timp ce se gătește puiul, eu ar trebui să fac în felul următor. Să curăț usturoiul și să tai ceapa. O ceapă tăiată. Să scot pasta de curry roșu pe care am cumpărat-o și cam asta ar fi tot pentru prima parte a rețetei. Dar haideți că o să vedem pe parcurs. Vă spuneam că m-am răsucit și m-am tot învârtit prin bucătărie cu opti-grill-ul meu. Nu am loc unde să-l pun și parcă nici nu aș vrea să renunț la cuptorul ăsta cu microunde pentru că sunteți voi acolo pe el și cât de cât ne vedem ok. Luminile astea îmi bat, am o lumină foarte proastă în casă, îmi spunea cineva și în comentarii, da, într-adevăr, nu-s lumini de filmat. Și oricum, fiind apartamentul pe nord, în general e foarte, foarte întunecat. În fine, revenind la opti-grill. Până la urmă, mi-am dat seama că parcă n-aș vrea să scot cuptorul cu microunde de aici, că nu mai am unde să vă pun pe voi, deși încălzesc la el nimic, un crembuște din când în când. Cel mai bine îl pun eu, îi fac loc aici în dulap sus și îl pun acolo și vedem, îl scot doar când am nevoie de el. Deși era mai ușor să stea aici pe blat, că îl vedeam și mă gândeam mai des, hai să facem la el. Dar și să stea așa, aiurea, pe blat, e foarte fain că el e ușor de manevrat dintr-o parte în alta. Asta îmi place mult la el. Și mâine o să fac pește, sigur. Vreau să văd cât de tare miroase în casă. Aproape s-a făcut puiul. Opa! Aici este, se gătește în continuu și eu ia să iau niște ceapă din cămara mea cu bunătăți, adică aici, o ceapă și aici sunt o ceapă și niște usturoi, aici, ceapă și usturoi. Cred că o să fie super, super bună rețeta asta. Să scol și tocătorul, că am tocat pui pe el. Puiul este gata, îl pun deoparte. Las și tigaia puțin deoparte, pentru că în uleiul în care am prăjit puiul, o să prăjesc și eu ceapa. Mai departe, în aceeași tigaie în care am prăjit puiul, o să pun ceapa, o ceapă pe care am tocat-o. La final voi pune usturoiul, deși în rețetă spune să-l pun aici, eu îl păstrez aici pe tocător, spune să-l pun acum, dar mie mi se pare că e prea devreme pentru usturoi.
Consultăm această Biblie de bucătărie și vom vedea că după ce ceapa devine aurie, trebuie să punem pasta de curry și să gătim pentru aproximativ un minut. Pasta de curry roșu, însemnând asta de aici, tailandeză, pe care eu am găsit-o, și voi pune 4 lingurițe sau 2 linguri mari, dar lingura mare nu cred că încape în borcan, așa că mă voi ajuta de o linguriță. După ce adăugăm pasta de curry, amestecăm, după care adăugăm 2 lingurițe de gem de caise, 4 lingurițe de curry. Miroase bine curry-ul ăsta tailandez. O linguriță, 4, amestecăm. Ia să pun puțină apă, de fapt. Stați un pic, unde e un pahar? Că mi se pare că ar trebui să adaug niște apă. Peste pasta asta de curry am adăugat puțină. Și ia să văd să amestec. Acum că am pus un pic de apă, începe să aibă așa un miros bun. Am desfăcut și gemul. O să pun o lingură de gem de caise. Amestec. Și puțină supă din asta de pui. O lingură și un pic. Așa. Gata. Mami, de ce faci scâh una la alta? Ia să gust puțin din pasta asta. Imediat o să vă arăt. E bună. Un pic cam picantă și un pic cam sărată, sincer. De la curry. Cred că trebuia să pun mai puțin curry. Să mai pun o lingură și un pic. Deci nu se simte gemul în ea. Curry-ul îi ia tot gustul. Așa arată. Cred că aș fi pus mai puțină pastă din asta de curry. Nu chiar cât scrie în rețetă. Pun puiul gătit deja. Îl pun pe tot. Trebuie să îl amestec aici, să fie tot acoperit de pastă din asta. Și mai pun și usturoiul și îl mai las un pic aici să-și elibereze aroma. Și aproape am terminat cu prima parte a rețetei, care a fost super, super simplă. Pentru a doua parte a rețetei o să am nevoie de morcov ras, orez pe care deja l-am pus la fiert și portocală. Orezul s-a fiert, am folosit orez la pungă, să nu credeți că am fost eu așa de... Nu m-am chinuit foarte tare când vine vorba de orez și acum l-am și clătit în vreo 3 ape, asta e a doua și o să mai pun apă rece peste el ca să se... Hopa! Hai că am pus apă rece peste tot. Ca să se răcească și acum pun orezul în bol, peste care voi pune morcovii dați pe răzătoare și feliile de portocale și vedeți că feliilor de portocale le-am despielițat, zic eu, le-am luat pielița lor pentru că mie nu-mi plac foarte tare în momentul în care sunt așa cu învelite în pielea aia tare și acum amestec morcovul cu orezul și cu portocala. Va trebui să fac și un dressing pentru orez. Imediat o să facem și dressing-ul. Cred că am pus un pic cam mult morcov. Poate că am lăsat dusă de val pentru că mie îmi place morcovul. Ce s-a auzit oare? Momentan arată cam așa. Orez rece pentru că l-am spălat în vreo 3 ape. Portocală, morcov și trebuia să mai adaug niște fulgi de migdale pe care nu i-am, așa că nu-i mai adaug. Simplu, ce simplu e în bucătărie cu Madi, nu? Dacă nu mai e, nu mai punem. Ce să facem? N-am uitat de ei, dar nu prea mă dau un vânt după fulgii de migdale, deși trebuie să recunosc că ar fi adăugat textură. Dar asta e, supraviețuim și fără textură un pic. Vă mai aduceți aminte de puiul făcut în tigaie de mai devreme? Ia să văd eu dacă s-a răcit. L-am pus deoparte, îl mai las puțin să se răcească, pentru că vreau să pun iaurt peste el. Ar trebui să pun și niște maioneză, dar nu, fără maioneză. Oricum am prăjit puiul în ulei, nu foarte mult, dar era destul ulei pentru cât nu pun eu ulei de obicei. Așa că o să pun doar iaurt în el, dar îl mai las un pic să se răcească,
ca să nu se încălzească iaurtul acolo. Hai să facem dressingul pentru salată, cel mai bine. Avem cel puțin o entitate vie cu patru picioare pe care o doare undeva de dressingul meu și de rețeta mea, așa e, mama? Tu ai mâncat plic umed, nu mai ai nicio treabă, niciun stres. Nici nu mai încap în patul ăsta. Nu-i nimic, știu cum e. De ce ai tușit eu? Nu, chiar am tușit. Ok. Măi, ce te mă întind eu, ce răzvățel, aoleu, că nu mă pot. Cine e răzvățată? Cine? Wow! Uite-te la tine! Uite ce relaxare, mami! Și vine mami și face poc pe burtică! Distruge relaxarea, distruge relaxarea, poc! Măi! Hai că mă duc să mă spăl pe mâini că trebuie să fac dressing-ul, nu am timp de așa ceva. Ce e sorta, Nubi, care se agață de toate astea? Da, mami, ia e, mai fi panicată. Pentru dressing, am dressingul care se va pune peste orez. Am pus așa pe tocător, în felul următor, tarhon aici, doi căței de usturoi pe care îi voi da prin presă, îi voi presa, mărunții, înțelegeți voi, ca pentru mușdei, pătrunjel, sucul de la jumătate de lămâie, ulei de măsline, încă nu l-am scos, piper, puținul piper care a mai rămas aici și asta de aici, vlăstar de chips, cred că așa se citește, nu dați cu pietre în mine, nu știu, eu mâncam ceapă verde când eram mică, nu asemenea vlăstari, dar ca gust, ca să vă dați seama, au un gust de ridiche amestecat cu ceapă verde, cam așa ar fi, cred. Din câte am gustat eu, că am luat așa o frunză mai devreme. Ce e, mami? Ce se întâmplă? De ce miorolina, mami? Ce-ți trebuie? Vrei un fir de tarhon? 3 linguri de ulei de măsline. 1, 2, 3. O să las lingura aici, că o să mă folosesc de ea. Pun puțin piper peste ulei. Storc și sucul de lămâie. Oare aș putea să pun și un pic de suc de portocală? Lasă, nu modific rețeta, am deja portocale în orez. Pe care îl voi pune tot aici. Căței de usturoi, pătrunjel și tarhon. Amestec dressingul acesta minunat care arată așa. E mai mult verde decât orice. Iubi o să fie foarte încântat, lui îi plac verdețurile extrem de mult. Dar știți ce fac? Îmi pun doar pe porția mea de orez. Și lui îi dau să încerce din a mea și dacă îi place o să-i pun și lui. Dacă nu, rămâne la simplu, la orez simplu. Și m-am gândit eu mai bine și vlăstarii aceștia de chips sau cum s-or numi ele, o să-i pun peste așa, o să-i presar, că sunt prea lungi, parcă să-mi bat joc de ei în dressingul ăsta. Așa că o să-i presar peste preparat. Dressingul se pune peste orez doar în momentul în care se servește, cel puțin așa am citit eu în rețetă, iar acum, ia să pun deoparte și tarhonul, vreau să punem iaurtul peste puiul cu sos, vreau doar să verific câte grame de iaurt, 150 de grame, ăsta are 150, perfect, tot iaurtul ăsta, și mango, am uitat total de mango. Înainte să pun iaurt, să iau și un mango. Asta, dar nici nu prea e copt mango-ul meu. Niciunul dintre ele nu e foarte copt, dar hai că facem cu ce avem. E verde mango ăsta. Voiam să fac treaba asta cu mango, să-l fac așa cu bulețe, dar al meu e cam verde. Nu prea funcționează. V-am spus, nu, că rețeta spune că ar trebui să pun și 2 linguri de maioneză, dar eu aș vrea să le omit, ținând cont că am și dressing pentru orez cu ulei. Da, m-ai auzit că am făcut iaurtul! Aoleu! Oh! Ia, uite, iaurtul! Ești fericită că ți-am dat ce ți-ai dorit? Nu mai scapă nimeni de gura aia ta. Așa gură n-am văzut în viața mea. Ești așa de mică și ai o gură cât casa. Și să știți că am cam terminat. Asta este tot. Voi face plating-ul apoi. Eu mă pricep foarte bine la plating, după cum se știe.
Eram ironică. Vai, ce bine miroase. Era să uit că trebuie adăugat și mango, tot aici. Singurul dezavantaj este că mango-ul nostru e un pic cam verde. L-am comandat de pe Freshful. Pentru fructele astea îmi place mult de tot mango, avocado. O să mă duc să le aleg din magazin pentru că le văd exact. Îmi dau seama dacă e copt, dacă nu e copt. Amestec aici dressingul, bine, bine. Deși nici nu e așa de multă verdeață acum că am pus-o. Chiar cred că am folosit foarte puțină. Așa arată și miroase divin orezul. Chiar miroase super, super bine. Acum că am pus dressingul. Platingul. Hai. Wow. Wow, mi-a ieșit. Și voi pune și pui cu mango. Mă gândeam deasupra, dar dacă pun deasupra, o să se prăbușească tot orezul meu, cred. Hai că... Ah, ok. Ignorăm. Întoarcem așa farfuria. Și o să zicem wow din partea asta. Așa, cât de cât. Aici s-a prăbușit muntele meu de orez, dar aici încă rezistă. Dacă îl mai mișc mult, nu o să mai reziste. Și vlăstarii mei... Hai să pun un pic mai mulți. Totuși, dacă tot. Ziceți voi că n-arată bine. Din față doar. Bine, și felia asta de mango a căzut. Dacă nu cădea felia aia, puteam chiar să zicem că e ok. Și aceasta este salata mea cu orez cu portocale și pui cu mango și iaurt. Mă gândeam acum ce oare ingrediente am pus în ea. Miroase divin, dar haideți să încercăm. O să distrugem platingul dacă aș și avea o furculiță. Unde oare este o furculiță? Mă întreb. Am doar 4 furculițe în toată casa. Dacă cumva nu e niciuna spălată... Hai să vedem. O să iau și din orez și din pui. Vai cât e de bun. Și ce bine se potrivesc portocalele în toată combinația asta cu orezul. Asta fiind spuse, sper să nu am verde între dinți. E super bun. Merg și eu să mănânc. Să-l întreb pe Iub dacă vrea cu dressing sau fără dressing orezul. Și să ne uităm la nu știu ce film cu război. Ei. Am uitat, mi-a zis că e super, super bun filmul, dar am uitat cum se numește. O să vă zic data viitoare când o să îl și vedem, să vă spun părerea mea. V-am pupat și vă mulțumesc pentru vizionare și sper să încercați salata asta că e super bună. O să vă las toate detaliile, ingrediente și tot în descriere în cazul în care eu am fost haotic aici în explicații. Pupici, pa și ne revedem luni. Pa, mulțumesc pentru vizionare. Thank you.